Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale au început o anchetă de amploare la Eforie Sud, unde paznicul unui hotel a făcut o descoperire macabră. A găsit un craniu ce părea a fi de om. Speriat, omul a sunat imediat la 112. Polițiștii de patrat la fața locului au constatat faptul că pe o cărare ce coboară de pe faleza superioară a stațiunii Eforie Sud spre plaja Mării Negre, în vegetație, în dreptul unui pârc de arbuș, se află un craniu fără țesut, iar la o distanță de aproximativ 3 metri de acesta au fost identificate resturi ale unui cadavru aflat în stare avansată de putrefacție. Cadavrul a fost depus la morga Cimitirul Central Constanța, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzelor decesului. În locul unde a fost descoperit cadavrul s-a găsit și o sfoară, însă momentan anchetatorii nu pot spune dacă a fost sau nu vorba despre o sinucidere. Deocamdată nu ne putem pronunța, este prea devreme. Suntem la faza în care strângem toate datele legate de acest caz. Și așa cum v-am precizat, în funcție de rezultatul investigațiilor, vom putea prezenta concluziile ulterior. Deocamdată este prematur să ne pronunțăm, luăm în calcul toate ipotezele de lucru pentru a putea stabili împrejurările concrete în care s-a produs acest eveniment. Anchetatorii vor stabili identitatea bărbatului abia după ce vor face testul ADN, pentru că asupra lui nu au găsit niciun act de identitate. La final, în funcție de rezultatul investigațiilor, dosarul va fi înaintat parchetului.